Exact, de asta mă gândeam că va face față acelei concurențe, pentru că el are un mental superior și campionului mondial, lui Romero și lui Van der Ven, și, în general, e un miracol ce se întâmplă cu el. Sigur, e o explicație mai simplă, în timp ce la David Popovici e un miracol de la un capăt la altul, pentru că noi nu avem bazine, nu -avem, avem nimic în sportul ăsta aproape. Drăgușina al nostru a beneficiat de niște borne. Una e reprezentată de Florin Manea, care l-a ghidat extraordinar, după despărțirea de părinții să-i vorbesc, și apoi de acei ani la Juventus Torino, de perioada coacerii, dacă vrei, la un club mare, și apoi de un campionat foarte puternic. Și atunci când vii, după ce el în ultimele meciuri, Genoa, care e o echipă la retrogradare, face 1-1 cu Juventus și 1-1 cu Inter. Cele două candidate la titlu din acest sezon. Da? Cele mai în formă echipe din Italia, cele mai puternice. În ambele partide, el ține oamenii cei mai buni din Italia, pe Vlaovic și pe Lautaro Martinez. Sunt niște niște semne, da, ca în orice se întâmplă în viața noastră, sunt niște semne particulare care trebuie să ne dea vorba cuiva. Esența e un snop de amănunte. Micile uh, amănunte din, din viața lui arată că e vorba de un mare jucător. De ce cred că va reuși acolo? Pentru că nu că îi se potrivește, sigur că îi se potrivește, dar eu cred că îi se potrivea și la München, cred că îi se potrivea oriunde în Europa, în orice campionat puternic. Uh, pentru că e un jucător universal. E un jucător, că tot l a amintit, pe Gică Popescu, e un jucător de acea rasă. E un jucător care nu joacă fotbal având nevoie de coechipieri, o să spun ceva. Gică Popescu a fost același și la Craiova dinainte de Revoluție, și la Eindhoven, și la Barcelona, și la Galata. Adică MVP-ul echipelor, peste tot. Chiar dacă echipele, într-un mes sau altul, nu jucau la nivelul lui. Drăgușin e genul de jucător care nu are nevoie de un mediu, nu are nevoie în timp ce argentinienii au, ca să răspund concret și închei cu răspunsul la întrebarea ta. Argentinienii, sudamericanii în general, au nevoie de un mediu, să se simtă între ei, să fie, să spună ăla despre el că e cel mai bun din lume. Eu sunt convins că, de pildă, mica gafa lui Răducioiu, cum că am ales cel mai bun fotbalist un ciomăgar, nu l-a afectat deloc. Așa cum pe alți tricolori de-a lungul anilor știm că vorbe, gesturi, o neselecționare au avut un efect devastator. Ai adus aminte de acest episod, care sigur are importanța lui. Florin Răduceu un mare jucător din istoria națională și așa mai departe. Eu cred că, na, Ciprian ne poate confirma, în, în rândul, în lumea fotbalului, cred că am mai vorbit despre asta Marius. jucătorii din atac îi numesc pe cei din apărare, chiar dacă sunt prieteni și chiar dacă e vorba de jucători remarcabili din apărare, îi numesc ciobani sau ceva de genul acesta. E un lucru răspândit în, adică nu nu neapărat uh, îl jignești, dar așa se numesc oamenii în interiorul chiar la ei. Ce anume? Chiar la linț, nu. Chiar la linț da. <laughs> și <laughs> și uh, Florin a formulat așa. Ce facem acum? Premiem ciobănia. A fost o exprimare mai abruptă, însă el s-a referit la faptul că uh, Radu Drăgușin nu este un jucător care să-ți iau ochii cu, cu tehnica lui. Și sunt alți fotbaliști care au avut un an remarcabil și care te încântă mai mult, să zicem așa. Sigur nu joacă la nivelul lui uh, Drăgușin, dar uh, au uh, un joc mai pe gustul lui Florin Răduciu, care sigur a fost un jucător de atac. Ciprian, înțeleg din, din, răspunsul tău că în confirm cuva că există această formulare în lumea fotbalului și că nu trebuie luată ad literă, așa cum la, l-a făcut uh, Cioban. Ci pur și simplu, așa eu, face parte din vocabularul fotbalului asta cu ciobânia. în privința jucătorului din apărare. Nu, no, nu. No. Nu? No? Nici pe departe. Cred că, așa cum ai spus și tu, a fost o, o scăpare sau o, nu știu, neinspirată alegerea cuvintelor din partea lui Florin. Acum, sigur că, așa cum spuneai și tu, Mihai, ți ochi ochii jucătorii de atac. Însă, dacă ești un fiind cunoscător și un urmăritor al a, fotbalului, în adevăratul sens al cuvântului, nu te uiți doar ca un simplu spectator, analizezi și prestația unui fundaș și remarci a, jocul lui și tot ceea ce el face pe durata partidei. Chiar dacă, repet, nu vorbești de finețuri și de, eu știu, driblinguri spectaculoase sau execuții spectaculoase. Așa că, nu, nu mi se pare întâmplător alegerea lui, lui Drăgușin. Din contră, mi se pare că, așa cum uh, povesteam mai devreme, este un jucător care îți oferă așa o siguranță, are o, o atitudine corespunzătoare, deci nici pe departe nu pare a, Ciobănaș, da, dacă vrem să o numim așa. Deci nu, nici pe departe. Are finețe, are, îți dă siguranța acolo în apărare, până și mestecatul ăla de gumă pe care îl are, îți dă așa, stați mă, le știți că sunt eu aici. Deci nu, 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 uh, nici pe departe. Pare un jucător care este până pe el, pe care uh, oferă apărării uh, încredere. Că despre asta e vorba, la fundaș. Da, asta și în general, chiar. da. Uh, tu ai jucat în Germania foarte mult timp, ai jucat la Stuttgart, ai jucat la Schalke... Uh, a fost această opțiune de a juca în Bundesliga pentru Bayern München. Uh, Florin Manea zicea, și nu vine să cred că am refuzat-o pe, pe, Bayern, uh, agentul lui. Uh, Salariul era mai mare la Bayern, suma de transfer înțeleg pentru, uh, pentru Genoa era mai mare, uh, însă până la urmă el a ales, uh, cred că el a decis, uh, pentru că Genoa cred că l-ar fi cedat și la Bayern, el a decis să meargă la Tottenham Ca un fost jucător în Bundesliga, cum ți se pare această alegere a lui? E clar că nu avem toate datele problemei Să ne dăm cu părerea așa din supoziții și de, din păreri e destul de greu Însă e clar că în momentele alea alegi ceea ce crezi că ți-e cel care te convinge mai mult și fac aici, sigur, o, o paranteză vis-a-vis -vis de uh, unul dintre conducătorii din Amu care a spus că n-a putut să-l ia pe Ronaldo și că l-am venit la noi și că... Așa. Bine, de multe ori trebuie să-l convingi pe jucător. Nu e simplu, să-i trimiți o ofertă. Îi trebuie o ofertă și te aștepți, gata, mi-a făcut o ofertă și se... Nu. Tocmai de aceea ai nevoie de oameni care să știe ce înseamnă o negociere, să știe ce înseamnă să convingi un nu jucător. Vorba, de exemplu, Jurgen Klopp, nu? Este un, că Liverpool nu este cel mai bogat club din lume, dar de multe ori la negocieri se bazează clubul pe Jurgen Klopp, pe carisma lui, pe faptul că el ajută jucătorii să progreseze, are un istoric în spate. Un exemplu care mi da, vine în da. minte, apropo de ce spui tu, că la, la negocieri nu ajung doar, ofer, nu ajung doar faxurile, E importantă și interacțiunea. Și Iată, ia, iarăși un exemplu care îmi vine în minte, Cody Hakpo, sau Gakpo, cum mi s -o mm -hmm. pronunța numele. Este ofertat de Liverpool, dar și de Manchester United, care, cred că are mai mulți bani decât Liverpool. Dar la Liverpool joacă Virgil van Dijk, care este capitanul național în care joacă Gakpo. Și bine, capitanul și zice, ai frate aici, că o să fie bine. Că... Da, contează factul. Adică da, da. toate detaliile acestea, pentru că ai adus aminte de acest episod cu Ronaldo de Aconu, Faptul că el a fost junior la Academia Hagi, Gica Hagi, știu eu, o avea o relație cu el. Da, sunt multe detalii care contează într-un transfer. Tocmai de aia, cred că nu este suficient să consider că îi faci o ofertă jucător să te aștepți că să te aleagă pe tine. Mai ales dacă e un jucător dorit. Și, repet, neavând date, toate datele problemei, consider că și sunt convins că în momentele alea. Cel care te-a convins mai mult uh, Sigur, banii contează Sunt un aspect important Însă când ai de ales între Bayer și uh, Tottenham Banii sunt așa Cel um, care simți că Nu știu, acum din ce spune Marius, din ce spune agentul jucătorului Florin Manea, uh, Banii oferiți pentru el De către Bayern erau Chiar aproape dublu Deci uh, a fost o alegere importantă Aceasta cu Tottenham și eu cred că el, având 21 de ani, sigur, la vârsta asta este foarte important să joci, și el a simțit că va avea mai multe șanse de a juca la toate am. La Bayer îi avem pe Upamecano. Kim, uh, pe? Upamecano. Upamecano, 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 care joacă naționala Franței, titular. mondială, da. titular da. Îl avem pe Kim I Jae, care este cel mai scump jucător asiatic din istorie și uh, se sezonul trecut a fost declarat cel mai bun apărător central din seria, ceea ce deocamdată și nu a obținut, a fost campion cu Napoli, deci un nivel foarte ridicat și mult mai matur în joc. Deci ăștia doi opoi, Americano cu Kim, joacă etapă de etapă la Bayern și s-a gândit că nu, plus că mai e și uh, uh, Matthias de Ligt da. acolo, care a costat o avere, o sumă aproape triplă de transfer față de cea pe care, care s-a plătit de la, Tottenham, de, la Genoa, de la Tottenham la Genoa. Și atunci, uh, cred că el s-a gândit, mă, Cred că, că e mai contat. bine pentru dezvoltarea carierei mele să merg la, la Tottenham. Chiar dacă renunț la o sumă de bani și la un nume uriaș cum este Bayern. Cred că a contat asta și cred că au contat multe. Cred că a contat și acest lucru, dar repet, ca să nu mă dezic de ce am spus mai devreme. Eu cred că el e un om de o tărie și de o siguranță de sine nespecifică fotbalistului român. Rare au fost ocaziile așa în istorie. Dar cred că a mai contat ceva dacă e să punem pe, pe tabelul cu toate. Cred că scenă. Cred că niciun campionat din lume nu are strălucirea, vizibilitatea și puterea de a genera statutul de star și implicit de alți bani ca Premier League. Eu cred că un sezon foarte bun al lui, un sezon obișnuit, un sezon care să-l certifice, pe el ceea ce cred oamenii că e, sezonul ăla îl scoate din lotul lui Tottenham automat și trece, la primele pase. Sunt de acord. Premier League de departe este cel mai frumos campionat. Foarte interesantă mi s-a părut declarația lui Karl-Heinz Rummenigge, care a spus, el fiind un simbol al fotbalului german, cei care au încercat înființarea Superligii au vrut, practic, sunt geloși pe ce se întâmplă Premier League și au vrut să înființeze și ei ceva gen Premier League. Pe de altă parte, aș vrea să remarc că Harry Kane, care este cel mai mare marcator din istoria lui Tottenham, a pus presiune să plece de la Tottenham la Bayern. Dar după o viață. Adică, după, e adevărat, o viață. Dar după o viață, viață, fără trofee. fără nimic. Autor, exact, fără nimic, după o viață, fără din nimic. Din la Bayern, dincolo de faptul că ești campion clar în Germania,